Comunități restrânse de câteva zeci de oameni trăiesc de secole în munții Carpați. Câte o casă pe câte un munte, deci oamenii se întâlnesc rar, cel mai adesea la biserică. Nu vine numai Dumnezeu, El vine și ne ajută pe aici așa. Și mai vine câta popa așa. 15 km din Bogălcin până aici. N-avem lumină, n-avem curent, nu, cu lampă, cu vioză la baterii. Când ați mai fost coborât ultima dată la oraș? Am coborât pe 20 august, de atunci n-am mai fost niciunci. Cu iarna nu putem să plecăm niciunge, că e drumul închis. Zilele astea am zis că ne omoară. O luat și țigla de pe casă și ne-au băgat și în luntru zăpada s-au băgat. Cam câte zile trec până vedeți un om? Trece și o săptămână, cum e la mine acolo, și nu văd pe nimeni. Și numai eu și cu animalele. Nu stăm în luntru, nu avem ce să facem. Ne aprovizionăm cu câtea lemne și cu ce trebuie și stăm în luntru. Eu sunt de 70 ceva de ani, eu sunt numai eu singur, n-am pe nimeni. Stau ca cucu. Am făcut 4-5 ore de acasă până aici. Și am și pe nevastea mea mormântat aici. Dar n-am putut să intru în la mormânt de zăpadă. Dacă nu avem mamaliga aici să facem, murim de foame. Cartofi și ceva, vă două oi, vă două vași, două, trei găini, că nu poți ca altceva să ține aici. Ce încui ca cum se încuie măl cu toamna. Dacă vă doare ceva, vă îmbolnăviți, ce faceți? Murim, pe ce să facem? Alte ce să fac? Nu avem medic, nu. Tot școala asta și o avem aici, ce mai vin copii ăștia prin zăpadă. O fată este în clasa 4-a, băiat în grupa pregătitoare și unul în clasa 2-a și eu în a 4-a. De când ai mai făcut școală? Cred că am o săptămână. N-a venit doamna cu zăpada mare. Oamenii sunt învățați să se descurce pe cont propriu, iar atunci când este nevoie, se adună pentru a se ajuta. Știu că nu se pot baza decât pe ei înșiși. Să trăiești, Ioan! Doamne ajută, bine că vine răsăcei! Ii băi, tăiați, ii băi, șupiți, dai pe la mine că ne întorci, bă! Să lasă bine, să dai că ne întorci, dai pe la mine! Da! Biserica, eu am făcut-o cu câțiva oameni așa. Am scos scânduri, am scos cărămide și trebuie. Muncă voluntară. Nu avem televizor pe giunge. Dacă nu avem curent, de unde să avem televizor? Curentul am făcut foarte greu, scos cu spațiile de la țerna, tot materiale. Acum vreo 30 ani am făcut pe o roată de moară. Și am pus un dinam acolo și cu ala am făcut o turbină și am plecat cu aia. Cablul iară de acolo am adus. 800 de metri am. Și avem, când e apă, merge și televizorul, băi, becul în casă, un aparat de radio. Când nu e apă, nu avem nimic. Stăm la lampă, la nici petrol nu se găsește gaz. Apromenii nu știe de noi aici. Care mai vin că ce un turist vara, mai știe mai. Vara e mai bună aici, că e aerul mai curat și aici sus la noi. Aerul mai curat. De unde vin turiști? De ce țări? Și din Germania vin și din toate părțile vin la mine aici. Le-am dat, le-am făcut și o pinși, le-am dat că să vadă cum e acolo la ei. Și la ei s-o cam strâns treaba, au spus că nu e prea merge, dar totuși. Ia 1000 de euro, nu ia ca mine nimic. Singurul ajutor pe care l-au primit e cel de la Uniunea Europeană. Prin asta se simt și ei europeni. De aici le vine și speranța într-o viață mai bună. În Europa prinsă și România noastră și tot. Suntem a comunității europene. În UE. Și simțiți? Păi se simte că, ne-au adus, ne dă sprijinul ăsta care se dă pe teren, pentru animale. Foarte le-am mulțumit că fiindcă ne-au ajutat. Ne-au dat de la ei, vin și bani și ne-au venit și niște și ajutoare ne-au venit. Când o să alegeți pentru Parlamentul European, cu ce o să vă ajute aia pe dumneavoastră? Nu știu nici eu. Și oricine or fi.
O auzi și eu din lume, din unul, din altul. Dacă nu-i televizor, de unde să știu? Ziceau că se toamnă, dar nu vitea se toamnă, cred că acum, de votare. Dar întâi ori să fie alegeri pentru Parlamentul European. Da, da, pentru... Ați auzit? Da, dar dacă vom veni, poate mai are, mai e 2 ani, cred că. Păi, dar să găsim pe cine să votăm, că nu știm pe cine votăm, aia. Că nici amint. Am avut aici parlamentar din Băile Ercolane, dar nu l-am mai văzut nicicum. Tot alegerile și n-au mai dat pe aici. Ar trebui să nu ne mai ducem. Fiindcă nu-i dreptace. Vine la aleși și pe urmă nu ce mai întreabă cine ești. Ne dați să ne vadă și pe noi. Așa, am văzut eu. Să vă gândești la noi cineva.